O familie formată din 12 membri din satul Ion Neculce, județul Iași, va locui într-o casă nouă ce va fi ridicată de mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. În urmă cu jumătate de an, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, ajungea la familia Ciobanu cu daruri, sensibilizată de situația grea prin care trecea. La acel moment, părintele stareț a promis că va ridica un cămin pentru cei 10 copii cu o educație aleasă și care învață foarte bine la școală. Momentul mult așteptat de familia Ciobanu a venit joi 30 mai 2019, când a fost sfințit terenul pe care se va ridica noua casă, pus la dispoziție de primăria Ion Neculce prin amabilitatea domnului primar Gheorghe Văleanu. Slujba a fost oficiată de arhimandritul Nicodim Gheorghiță împreună cu protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu, și cu părintele Cristian Bozariu, parohul parohiei Ion Neculce. La slujba aghezmei mici au asistat membrii familiei Ciobanu și câțiva săteni și cei ce vor sprijini această lucrare. Și acum trimite harul preasfântului bun de viață, făcătorul tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului bun de viață, făcătorul tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață, făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu ești, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuie. Te rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor tăi care acum se pomenesc, Doamnele Andreea, Gabriel, Ștefana, Mihai, Maria, Nicoleta, Andrei, Ioana, Sebastian, Elena, Luca, Mihaela, Gabriela, Andreea, Luca, Sorin, Dumitru, toți cei ai caselor și pentru casele se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Cea mai mare faptă pentru noi creștinii, pentru bunii creștini, ar fi ca noi să ne îngrijim de cei care nu au unde să-și plece capetele. Și iată că, din mila lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, înainte de Crăciun, am fost la această binecuvântată familie, spun binecuvântată familie, fiindcă este bogată în copii frumoși și înțelepți, după cum am auzit, sunt copii foarte destoinici și care sunt buni la învățătură. Am ajuns la concluzia, trecând prin copilăria mea, care a fost cum a fost, am resimțit ce am văzut la acești copii. Într-o mică căsuță, într-o cămăruță, locuiesc toți cei care vedem de față. Nu m-a lăsat inima și gândul, sfătuindu-mă cu fiii mei duhovnicești, cu credincioșii buni care ne vor sprijini în această frumoasă lucrare, nobilă să spun, să bucurăm și să aducem acea bucurie în sufletelul acestor prunci care, deși învață foarte bine, învață poate că la lampă și Dumnezeu știe când se trezește ce mănâncă și seara când se culcă ce mănâncă. Sunt mânit sufletește că n-am reușit să vin mai des, am venit pe timp de iarnă, din puținul nostru a Sfintei noastre mănăstiri am oferit ceva acestei familii. Mă bucur că în această parohie slujește un destoinic părinte slujitor, care este un părinte, să spun, bun, cu cei care sunt necăjiți, aproape de credincioși. Și bucuria mea este că părintele Cristi este nepotul schimonahului nostru Serafim. Am venit să binecuvântăm acest loc, să sfințim acest loc unde se va ridica, spun eu, o frumoasă căsuță.
pentru acești copii minunați. Atunci să avem liniște cu toții care sunteți prezenți, sufletească, când vom vedea acești copilași ca un acoperiș asupra capului lor. Noi încercăm, fraților, să vă aducem acea bucurie atât în sufletul părinților cât și acelor micuți. Vă promit că nu va dura foarte mult. Aș dori până pe 15 august, până adormirea Maicii Domnului, să fie casa ridicată. Și mulțumesc pe această cale, domnul primar, să fiți încredințați că sunteți în rugăciunile noastre pentru bunătatea dumneavoastră, în primul rând, ca om și ca primar, care conduceți această comunitate săracă, să spunem, că ați dat această palmă de pământ acestor copii minunați. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne sprijine această lucrare frumoasă și mulțumim lui Dumnezeu cât de mult ne-am luptat cu fratele Constantin, cu părintele Orez, cu tot ce de față, să venim să sfințim locul acesta, că odată sfințindu-l vom primi și binecuvântarea lui Dumnezeu, a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, și vom începe lucrarea cu mai mult spor. Nu am cuvinte, sunt foarte, cel mai fericit moment din viața mea. De fapt, m-am bucurat și de fiecare copil care l-am născut, tot așa, astea au fost bucuriile mele. Și acum e și mai mare bucurie, n-am cuvinte. Și la alți, încă învață la școală, am... Soțul acum ne scurcă mai binișor, că mâncește în construcții și cât de când ne descurcăm. Acum ce să vă spun, vara e mai bine, iarna e foarte greu. Și acum cu ploile, foarte greu cu copiii, că trebuie să-i aduc până aici, unde vine microbuzul, cu schimburi, să murdăresc. Mulțumesc foarte mult Dumnezeu și Maica Domnului să le dea sănătate și tot binele, nu știu cum să zic. Foarte mult le mulțumesc la toate persoanele care ne vor ajuta. Și am să mă rog pentru ei în fiecare zi, la Dumnezeu și la Maica Domnului. La final, toți cei prezenți au participat la o agapă frățească oferită prin dragostea familiei Crăciun, Constantin și Maria din Sasca, județul Suceava. De asemenea, Mănăstirea Hadâmbo a oferit familiei Ciobanu alimente pentru traiul de zi cu zi. Oamenii cu suflet mare care vor dori să sprijine ridicarea casei familiei Ciobanu din satul Ion Neculce pot obține mai multe informații la Mănăstirea Hadâmbu.